Iar inundațiile au făcut prăpăd în Franța, o persoană a fost dată dispărută, iar alte 100 au fost evacuate de urgență din locuințe. Orașul Montmorillon a fost scufundat efectiv din cauza inundațiilor, iar autoritățile le-au transmis cetățenilor să-și amâne călătoriile și să stea la adăpost. Peste 100 de persoane au fost evacuate din locuințele lor din Franța din cauza precipitațiilor abundente. Mai mult decât atât, un caiachist a fost dat dispărut și este căutat de echipele de salvare. Furtuna violentă Nelson a reușit să plaseze două departamente din regiunea central-estică a țării sub cod roșu de inundații, iar alte patru se află sub cod portocaliu. Una dintre cele mai afectate zone din Franța este orașul Montmorillon, care a fost pur și simplu acoperit de ape după ce ploile puternice au provocat revărsarea unui râu. Autoritățile locale au transmis avertismente de inundații în regiune și au adăugat că au fost mobilizați peste 100 de pompieri și personal al forțelor armate. Asta după ce mai mult de 350 de persoane au sunat la numărul de urgență. 30 de case din orașul Montmorillon au fost evacuate, iar 12 drumuri au fost închise din cauza inundațiilor. Locuitorii au fost sfătuiți să-și amâne călătoriile și să se adăpostească în casă, la etaj, dacă au posibilitatea, și să evacueze casele doar la îndemnul autorităților.